Genèse à chasser. Donc, je découvre un peu le sprint de la verset 8. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Neprihănit înseamnă curat. Noe umbla cu Dumnezeu. Noe a născut 3 fii, Sem, Ham și Iafet. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de silnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Fă-ți o corabie din lemn de gofer, corabia aceasta să o împarți în cămăruțe și să o tenguiești cu smoală pe din lăuntru și pe din afară. Iată cum să o faci. Corabia să aibă 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime și 30 de coți în înălțime. Să faci corabie o fereastră sus, lată de un cot. Ușa să o pui în latura corabiei și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. Și iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să linișească orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine fac un legământ. Să intri în corabie tu și fiii tăi, nevastă, dar și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Din tot ce trăiește, din orice făptură, să iei în corabie câte 2 din fiecare soi ca să le ții vii cu tine. Să fie o parte bărbătească și o parte femeiască. Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor și din toate târătoarele de pe pământ după soiul lor, să vină la tine înăuntru câte 2 din fiecare soi ca să le ții cu viață. Și tu, ia-ți din toate bucatele care se mănâncă și fă-ți merinde din ele ca să slujească de hrană ție și lor. Așa a făcut Noe, a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Amin. Doamne, ne închinăm ție pentru că ești vrednic. Ne închinăm ție pentru că ești sfânt și ne închinăm ție pentru că ești plin de dragoste. Te rugăm în următoarele minute, prinde în continuare atenția noastră, Doamne. Duhul Sfânt, știu că dacă doar eu voi vorbi aici, sigur vom pierde vremea, dar în același timp mai știu că dacă Tu vorbești, vom prinde veșnicia. De aceea te rugăm să ne dai veșnicia Ta. Te rugăm să ne dai viața Ta. Te rugăm să ne dai harul Tău. Și, Doamne, ca și în vremea lui Noe, fie-ți milă de noi și dă-ne și nouă trecere înaintea Ta. În numele Lui Iisus Hristos. Amin. 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 Vă rog să vă pas. Mesajul din această seară, pentru mine, este unul foarte special. Pentru că mesajul din această seară este unul foarte biblic. Cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a dat din această seară, din această carte și din alte părți din Scriptură, este un mesaj foarte actual, este un adevăr de care fiecare dintre noi avem nevoie să-l înțelegem, să-l cunoaștem și să-l practicăm. Aș vrea în următoarele câteva minute, înainte de a ne apropia de actul propriu-zis al botezului, să vă vorbesc despre creștinul, despre credinciosul ridicol. Credinciosul ridicol. Vreau să vă spun încă de la bun început o chestiune foarte, foarte importantă pentru toți cei ce suntem aici în această seară. Dacă nu suntem ridicoli din când în când în fața lumii, sau dacă nu devenim ridicoli din când în când, sau poate mai mult, în fața lumii, s-ar putea foarte bine, mersi, să nu fim creștini.
În această seară vreau să vă vorbesc despre importanța de a părea ridicol în fața lumii. Importanța de a părea penibil în fața lumii. Importanța de a părea ciudat în fața lumii. Mesajul din această seară este foarte important pentru că este un mesaj pentru zilele moderne. În momentul când intri la școală, ați fost la școală, mă gândesc că majoritatea dintre cei ce suntem aici în această seară, însă am învățat chestiunea asta interesantă. În momentul când ajungi la școală, tot ceea ce vrei este să te adaptezi. Când ajungi la școală, mai țineți minte primii ani? Chiar și când ai intrat în liceu, când ai ajuns la facultate, primul lucru pe care încerci să-l faci la școală este să te adaptezi. Adică vrei să fii ca ceilalți. Asta înseamnă să te adaptezi. Dacă cei de lângă tine se comportă într-un anumit fel și tu vrei să te comporți cam cum se comportă mulțimea. Ei, asta din punct de vedere psihologic se numește mentalitate de turmă, peer pressure sau presiunea anturajului. În fiecare dintre noi există dorința aceasta profundă de a fi acceptați cu orice preț. Fie în biserică, fie în familie, fie în societate, fie în școală, fie la grădiniță, vrem să fim acceptați. Ne place să fim acceptați. Plătim prețuri exorbitante pentru a fi acceptați. Și de la o vârstă foarte mică, învățăm o chestiune interesantă. De la o vârstă foarte fragedă, învățăm să ne conformăm. Adică învățăm să ne conformăm anturajului, încercăm să vorbim ca cei de lângă noi. Încercăm să ne îmbrăcăm ca cei de lângă noi. L-am văzut pe fiul meu zilele trecute cu niște pantaloni care cădeau așa pe el. Așa mai... Nici nu știu ce e aia. Și zic, unde mergi? Zice, în oraș. Păi zic, nu te schimbi. Vă dați seama că eu zic dintr-o altă epocă. Dar să nu mă ziceți că vă zic asta. Și... Păi zice, sunt schimbat. Și m-am uit odată la el. Dar totuși, mă vede, ăștia sunt niște pantaloni de lucruri de... Zice, nu, tata, zice, tu nu știi, tu ești în urmă. Zice, așa se poartă acum. Și m-am prins de ce umblă așa. Este dorința de conformitate. Adică, dacă ăsta, macazul de la Paris sau de la New York sau eu știu de la București se schimbă și se dă o tendință, un trend, păi trebuie și eu să mă îmbrac așa. Și îmi dau seama că de mici și chiar și când ajungem mari, noi tindem să ne conformăm. Încercăm să arătăm ca lumea, încercăm să vorbim ca lumea, încercăm să ne îmbrăcăm ca lumea, ca cei din școală, încercăm să fumăm. Mai țineți minte, când eram la școală. Dom'le, dacă fumau ăia, dom'le, parcă ne-ar da pe degete, mă rog, vorbesc despre băieți în general, dar și unele fete sunt prinse în trendul ăsta de uniformizare. Domnule, dacă ei fumează, domnule, să trag și eu un fum, să par un pic mai bărbat. Așa gândeau și gândesc băieții. Dacă ei se droghează, păi mă droghez și eu. Și tindem să ne uniformizăm și să ne conformăm sistemului lumesc. Conformare, frați și surori, și conformism, din punct de vedere biblic, înseamnă păcat. Biblia spune, toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Asta înseamnă conformism. Asta înseamnă uniformizare. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și ce mai înseamnă asta? Că există în noi o tendință să fac și eu ce fac ceilalți. Și dacă ceilalți se îmbracă într-un anume fel, dacă ceilalți curvesc, dacă ceilalți mint, dacă ceilalți înșală, dacă ceilalți beau, dacă ceilalți se droghează, eu nu vreau să ies în relief,
încerc să fac și eu ceea ce fac ei. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Amin. Ei, în această seară, în următoarele câteva minute, vreau să vă spun că non-conformism înseamnă pocăință. Non-conformism în dreptul lumii care se conformează și marea masă din lumea aceasta se conformează păcatului, se aliniază trăirii în păcat, în mediocritate, în frivolitate, în mizerie, în desfrâu. Ei, asta este conformismul. Asta este regula generală. Am auzit că, și permiteți-mi ilustrația asta, o să vă pară penibilă. Am auzit că sunt școli în care dacă un băiat sau o fată încă sunt feciori sau fecioare, să nu folosesc și el alt termen, sunt luați la 11 metri. Tu încă ești fată mare, tu încă ești băiat, tu nu te-ai culcat cu niciuna, cu niciunul. Asta este conformismul. Asta este conformismul și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Non-conformism înseamnă să te pocăiești. Atunci însă când cedăm conformismului și ne uniformizăm cu lumea și cu sistemul lumii și cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru, începem să pierdem ceva ce nu mai putem să câștigăm niciodată și este de neînlocuit. Începem să ne pierdem personalitatea, originalitatea și chiar și sufletul. Conformism. Știți ce înseamnă? Înseamnă să fii lumesc. Înseamnă să fii ca ceilalți de lângă tine. Ori din cauza aceasta a venit Iisus Hristos în lume și ne-a spus că putem să trăim diferiți de ceilalți. Că deși valul merge într-o anume direcție, deși trendul merge într-o anume direcție, noi putem să trăim și să mergem contra sistemului și contra valului și contra trendului, pentru că din cauza aceasta, la nașterea din nou primind Duhul Sfânt, El ne dă putere să nu mai fim ca lumea, chiar dacă suntem în lume. Amin. Și ce înseamnă maturitate? Maturitate înseamnă să fii ca Iisus Hristos, maturitate spirituală. Înseamnă să vrei să fii ca Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Însă maturitatea spirituală nu înseamnă conformitate. Uitați-vă la Noe. Și acum mă întorc la textul pe care l-am citit. Noe a fost primul non-conformist din istorie. Pe când toți ceilalți oameni trăiau într-un anume mod, Dumnezeu vine la Noe și spune, faci poporul meu. Știi că Dumnezeu vine la tine, nu te roagă, El îți comandă. El poruncește. Slavă lui Dumnezeu. Amin. Și vine Dumnezeu, se coboară Dumnezeu la Noe și dă porunca să facă o corabie, să o construiască, o barcă mare, o navă mare. Dar unde să o construiască? În deșert. Știți că până atunci nu plouase niciodată, ci un abur se ridica de pe fața pământului, oamenii habar n-aveau ce înseamnă zăpadă și ploaie în vremea aceea, ci un abur iriga toată suprafața pământului și era fenomenul acela de seră, din cauza aceea oamenii trăiau foarte mult în vremea aceea, însă Noe devine primul non-conformist. Pentru că în timp ce Biblia, ce Dumnezeu spune că tot pământul trăia în silnicie, și ce face Noe? Biblia spune, Noe umpla cu Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Toți ceilalți s-au conformat păcatului, toată lumea trăia în mizerie, Noe umbla cu Dumnezeu, oia umblau de capul lor, însă Noe umbla cu Dumnezeu, Noe a făcut tot ce poruncise Dumnezeu și Noe a crezut avertizările lui Dumnezeu și a început să se pregătească conform poruncii lui Dumnezeu. Apropo, știți că vine Iisus Hristos. Amin. Știți că s-ar putea foarte bine să fim ultima generație de pe planeta aceasta. Categoric fiecare predicator, fiecare pastor la rândul lui a spus probabil că aceeași chestiune. Însă dacă ne uităm cu mai mare atenție în jurul nostru, ne dăm seama că lucrurile care noi le experimentăm în aceste zile sunt foarte ciudate. Sunt foarte interesante și sunt tot mai tensionate. Noe a crezut că vine sfârșitul și s-a pregătit. Biblia spune că vine un alt sfârșit. Mă întreb, câți dintre noi ne mai pregătim și mai luăm în serios
avertizările lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne înțelepciune să nu ne conformăm. Și ajută-ne, Doamne Iisuse, să luăm cuvântul Tău așa cum ni l-ai dat Tu fiecăruia dintre noi. Noie a decis, fiți atenți acum, să nu mai fie ca lumea. Noi a decis să nu mai trăiască precum lumea. Și ce a decis Noie? Noie a decis ca în fața lumii să pară ridicol. Noi a decis să asculte de Dumnezeu. Și încă ceva. În momentul când asculți de Dumnezeu în fața lumii, începi să pari ridicol. Asta este importanța de a părea ridicol din când în când în fața oamenilor. Însă, vă rog să rețineți și adevărul acesta. Doar cel ce a riscat să pară ridicol în fața lumii, doar el a scăpat cu viață. Toți ceilalți conformiști au pierit. Doar Noe și casa lui au fost salvați. Am citit o chestiune foarte interesantă săptămânile trecute. S-au făcut numeroase sondaje de opinie care au constatat că majoritatea oamenilor consideră că vorbirea în public este cea mai mare teamă a lor. Nu mersul la dentist sau la doctor e cea mai mare teamă. Nici chiar moartea. Vorbirea în public, spunea statistica asta pe care eu am citit-o, este cea mai mare teamă a lor. Dacă ai vorbit cu soția mea, cea mai mare teamă a ei este să meargă la dentist. Serios. Ar face orice altceva, dar nu cumva să ajungă la dentist și ăla să înceapă pe acolo cu frezele, știi, prin dinți sau prin măsel. Doamne ferește însă. Însă, cea mai mare teamă a oamenilor este să vorbească în public. Știți de ce? Știți de ce? De teamă că vor părea ridicoli. Din cauza aceasta. Vă dau un exemplu acum foarte serios. Unora, în biserică, le este rușine să se roage cu voce tare. N-ați auzit băieți și fete, bărbați și femei care n-au curaj să se roage în biserică de teamă că o să pară ridicol. Cum adică? Să mă rog în biserică? Păi dacă mă împiedic, dacă nu mă rog ca ceilalți, dacă cei de lângă mine o să zică că sunt ridicol, dacă o să par ridicol, penibil sau ciudat în fața oamenilor, nu mă rog. Și sunt oameni care în viața lor, membrii într-o biserică baptistă și pentecostală, care în viața lor nu s-au rugat cu voce tare într-o adunare. De ce? Le este rușine să nu pară ridicol. Și ce înseamnă maturitate spirituală? Să, din când în când. Înseamnă să fii gata să pari ridicol în ochii lumii. Vă mai spun încă un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi, inclusiv pentru mine. Teama de ridicol mă împiedică să ridic mâinile când mă închin, când mă rog, când cânt. Teama că o să par ridicol mă împiedică să îngenunchez. Atunci când toată ființa mea îmi spune îngenunchează. Dar nu îngenunchez, pentru că mă gândesc ce o să zică cei de lângă mine. Există teama aceasta că o să părem ridicoli în fața oamenilor, să ridic mâinile, să mă pun în genunchi. Să mai spun încă o teamă foarte ciudată. Teama să vin în fața bisericii și să cer ca biserica să se roage pentru o nevoie mea. Și să vin aici și să spun, fraților, vă rog să vă rugați pentru problema mea și tu să mărturisești problema ta și să spui nevoia ta și teama că par ridicol te împiedică să faci aia și din cauza aia s-ar putea să pierzi realmente binecuvântarea pe care Dumnezeu o are pregătită pentru tine. Însă auziți cum stă treaba. Dacă nu ești dispus să par ridicol în fața oamenilor, sigur o să par penibil înaintea lui Dumnezeu. Săptămânile trecute, a venit cineva la mine și a spus, vă rog să vă rugați pentru fiica mea. Și a spus, cum o cheamă? Și mi-a spus numele. Zic, bine, o să o aduc înaintea lui. Zice, nu, frate Daniel. Ce numai dumneavoastră să vă rugați. Teama că o să fie
Penibil, penibil dacă o să rostim numele fiicei ei înaintea întregii adunări, în public. Teama că o să pară ridicol, teama că ce o să gândească oamenii dacă noi o să ne rugăm toți pentru persoana aceea, pentru băiatul acela sau pentru fata aceea. Însă când ne temem că o să fim ridicoli în fața oamenilor, și dacă evităm să fim ridicoli în fața oamenilor, să știți că avem multe șanse să devenim ridicoli în fața lui Dumnezeu și penibil. Și auziți acum o chestiune foarte importantă. Noie a părut complet ridicol când a construit o corabie imensă în deșert. Sara, soția lui Avram, a părut complet ridicolă când și-a cumpărat haine de gravidă la 90 de ani. Și eu imaginez, dramatizez puțin, eu imaginez puțin pe Sara intrând în shop-ul de femei gravide. La 90 de ani. Și vânzătoarea, sau vânzătorul, vânzătoarea, mă gândesc, vine la ea, cu ce vă putem ajuta, doamna Sara? Oh! Zice, mai dresează o rochie de gravidă. Oh, fine! Pentru cine? Pentru Nora dumneavoastră? O, nu! Pentru mine. Vânzătoare. Pentru cine? Pentru mine. Dar câți ani aveți? 90. Și mă interesează și vreau să cumpăr o rochie de gravidă. Pentru că o să rămân gravidă. Pentru că sunt gravidă, pentru că Dumnezeu a spus că o să nasc un copil la anul pe vremea asta. A părut atât de ridicolă. Sara când s-a dus și a spus, vreau o rochie de gravidă. La 90 de ani. Mai ceva ca doamna Iliescu la 65 de ani. Privit-o. Evrei. Au fost ridicoli când au marșăluit în jurul Ierihonului, sunând din trâmbiță și așteptând să se prăbușească zidurile, care erau de 10 de metri înălțime, probabil. Erau atât de ridicoli făcând chestiunea aceea. David a părut atât de ridicol când cu o piatră și o praștie s-a prezentat în fața lui Goliat. Și praștia nu era așa cu crăcan, știi cum știm noi astăzi, ci era ceva de genul ăsta. Nu-mi imaginez că ea atingeau, erau niște prăștiari din ăștia atât de specializați profesioniști, încât loveau și firul de păr cu piatra din praștie. Păi David a părut atât de ridicol când s-a dus în fața lui Dita mai Goliat, care avea 2,90 m și era profesionist și era îmbrăcat cu sale de sus până jos și el un băiețel de 18 ani cu piatra. Păi nu era ridicolă scena aceea. Foarte ciudată și penibilă și ridicolă. Vă mai dau încă un exemplu. Benaia. Păi și ăsta a părut atât de ridicol când, într-o zi de iarnă, când a căzut zăpada afară, a urmărit un leu, leul a căzut într-o groapă și el, ridicol, nu se mulțumește doar să se uită cum leul se prăpădește, ci sare după leul în groapă și taie gâtul să vezi ce face. Dar îl termină repede. Păi a fost ridicol, de ce nu l-a lăsat în pace? Ca Daniel, altă dată, în groapă. De ce a trebuit să sară după el? Păi e ridicol. Cei trei magi au fost atât de ridicol când au urmărit o stea călătoare pe cer. E ridicol. Să te uiți pe cer și la un moment dat să vezi că o stea mișcă și tu să te totuși după ea. Păi e ridicol. Ce-i cu tine? Petru a părut atât de ridicol când i-a cerut lui Iisus Hristos și i-a zis, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi și Domnul Iisus mergea pe ape. Și era noapte, și era și un pic de val pe lângă și furtună. Și a zis, Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Și Domnul Iisus Hristos spune, vino. Și Petru, ridicol și penibil, pășește afară din barcă și începe să meargă pe apă. Ridicol. De ce n-a stat acolo, la siguranța, în siguranța păcii lui? Iisus Hristos însă este și mai ridicol. Când a turnat pe o cruce gol, pușcă probabil, declara, Eu sunt Dumnezeu. Și era atât de ridicol Iisus Hristos să declare că El este Dumnezeu și de pe cruce să se roage, ridicol, Tatăl iartă-i că nu știu ce fac. Atât de ridicol
par atât de ridicole par toate aceste lucruri. Însă știți ce? Chiar aceasta este esența credinței. Din când în când să fii dispus să pari ridicol în fața oamenilor. Asta este esența credinței biblice, credinței care vine în inima noastră prin Duhul Sfânt, nu produsul meu. Și fiți atenți, rezultatele vorbesc de la sine. Doar Noe ridicolul din toată generația din vremea lui a fost salvat de la moarte și de la potop el și familia lui care a fost dispuși să pară ridicoli în fața oamenilor. Sara, ridicola de Sara, gravidă la 90 de ani, care l-a crezut pe Dumnezeu, l-a născut pe Isaac la 90 de ani, la 91 de ani, zidurile Ierihonului s-au prăbușit în fața ălora care ziceau că e ridicol să mărșăluiești în jurul zidurilor care erau invincibile până atunci. David, penibilul și ridicolul de David, l-a înfrânt pe Golia, o singură piatră, pentru că Dumnezeu nu ratează niciodată gloria lui Dumnezeu. Benaia a ucis leul, înțelepții l-au găsit pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii pe Mesia. Petru a umblat pe ape și acum, atenție, Iisus Hristos a înviat din morți. Gloria lui Iisus Hristos! Vreți să vă spun de ce unii oameni n-au ucis uriași niciodată? De ce unii oameni n-au umblat pe apă niciodată? De ce unii oameni n-au văzut prăbușindu-se ziduri invincibile și de necucerit în fața lor niciodată? Și de ce? Răspunsul este unul singur. Pentru că n-au fost dispuși să pară ridicoli. Ei au fost dispuși să trăiască numai pe baza rațiunilor. Păi nu este ridicol și permiteți-mi și nu mă laud cu asta, dar dau un exemplu. Păi nu este ridicol noi aici la stânca de ani de zile să anunțăm botez la data de cutare și cutare și să nu avem niciun candidat? Păi nu e ridicol. Păi nu râd ăștia de noi care aud că facem așa ceva? Păi e ciudat și e ridicol. Însă știți ce? De 3 ani funcționează. Amin. Ridicol cumpărând în fața oamenilor, Dumnezeu zice, băi, creșteților! Uite, cam așa cred eu că se comportă Dumnezeu cu noi. În ciuda faptului că părem penibil, în ciuda faptului că părem ridicoli în fața oamenilor, Dumnezeu spune, credința funcționează întotdeauna, gloria lui Dumnezeu. Cele mai mari succese și cele mai mari puncte de cotitură în Scriptură se datorează cuiva care a fost dispus să devină ridicol. Se datorează cuiva care a fost dispus să creadă copilărește în Dumnezeu. Cele mai mari miracole și puncte de succes se datorează oamenilor care au avut curajul și au curajul să creadă că toate promisiunile pe care Dumnezeu le scrie și le face în cartea aceasta sunt inclusiv și pentru ei slavă lui Dumnezeu. Știi, pare foarte ridicol să te pocăiești în secolul 21. Pare foarte ridicol la un apel în această seară să vii să te botezi. După ei doi, să mai vină încă vreo doi să se boteze. Și pare penibil. Tu care stai în bancă spui, domnule, și eu trebuie să mă botez. Dar în seara asta, în public, la capela asta, așa de mică, păi e ridicol. Însă fii atent, doar când ești dispus să pari ridicol în fața oamenilor, doar atunci Dumnezeu spune, ești cel mai mare înțelept. Amin. Și Dumnezeu să-ți ajute la aceasta. Știi? Pare atât de ridicol să te pocăiești. Pare atât de ridicol să nu mai bârfești. Știi? Vine, fii atent, culmea ridicolului. Vine cineva la tine și mă vorbește pe mine de rău. La tine. Mă vorbește pe mine. Și fii atent. Tu să spui, stai un pic. Ai ceva de spus împotriva lui Daniel Bocar? Perfect. Sunt de acord. Dar hai să-l chemăm și pe el. Știi? Asta înseamnă să fii dispus să devii ridicol. Să nu mai accepți bârfa. Să nu mai accepți să fii diabolic. Asta înseamnă să fii ridicol pentru că îl șochezi pe omul celălalt care încearcă să vină să mă bârfească pe mine sau pe cutare și să spui, nu, eu nu sunt tomberonul tău de gunoi. Amin. Eu sunt vasul lui Dumnezeu. Eu nu accept în inima mea otrăvuri și misterile pe care tu vrei să mi le tomi de cutare și de cutare.
Asta înseamnă să fii dispus să spargi mentalitatea omului care îi se pare că este creștin, dar habar n-are că nu este absolut deloc creștin. Pare ridicol în această seară să pui mâna pe telefon și să îți ceri iertare celui pe care l-ai jignit. S-ar putea să pare foarte ridicol. S-ar putea să pare foarte ridicol să spun în această seară și în momentul acesta Duhul lui Dumnezeu să vină la tine și să zică, fii atent, de azi înainte tu trebuie să te sfințești. Tu ești obișnuit cu păcatul. Cei de lângă tine sunt obișnuiți ca tu să păcătuiești. Și mâine dimineață când te duci la serviciu sau la școală, să spui eu astăzi, eu de astăzi sunt o făptură nouă în Iisus Hristos. Nu mai vreau să fac cu tare și nu mai pot să fac cu tare. Și cei de lângă tine o să spună, da, ești ridicol. Da, par ridicol în fața voastră, dar înaintea lui Dumnezeu, eu vreau să trăiesc în sfințenie, pentru că așa mi-a poruncit Dumnezeu să trăiesc în sfințenie. Pare ridicol să te duci să te împaci cu copilul tău, cu fratele tău, cu pastorul tău, cu dirijorul tău, cu vecinul tău. Pare ridicol! Dar doar când ești dispus să te smerești și să te umilești, doar atunci ești cu adevărat copilul lui Dumnezeu. Amin. Auziți, în încheiere, suntem chemați să ne conformăm lui Iisus Hristos. Amin. Alo, amin. Amin. Suntem chemați să ne conformăm, nu lumii. Nu vă potriviți chipului viacului acestuia, spune Sfântul Pavel. Noi suntem chemați însă să ne potrivim și să ne conformăm lui Iisus Hristos. Slăviți să fie numele. Dar deschid o mică paranteză. Dar Iisus Hristos a fost un om conformist. Așa că dacă vrem să ne conformăm lui Iisus Hristos, vom fi cei mai mari non-conformiști din Timișoara, din biserică și din lume. Iisus Hristos a fost un non-conformist. Pentru că nu s-a luat după părerile oamenilor, nu s-a luat după trendurile oamenilor, nu s-a luat după rațiunea oamenilor, ci El s-a luat numai și numai după judecata și înțelepciunea lui Dumnezeu. Fă și tu așa. Conformează-te lui Iisus Hristos și dintr-o dată vei deveni un non-conformist în fața oamenilor. În parte, maturitatea spirituală, știi ce înseamnă? În parte, înseamnă să împese tot mai puțin de ceea ce cred oamenii despre mine și să împeste tot mai mult despre ceea ce crede Dumnezeu despre mine. Asta este în parte maturitatea spirituală. În parte maturitatea și ce înseamnă? Înseamnă că iau mai în serios pe Dumnezeu și mă iau mai puțin în serios pe mine. Amin. Asta înseamnă non-conformism. Asta înseamnă să par ridicol uneori chiar și în fața mea. Să risc să par ridicol în fața lumii. Și încă ceva în final. Ne dezvoltăm spiritual devenind tot mai mult ca niște copii. Ce am înțeles eu din mesajele Domnului Iisus Hristos este o chestiune uimitoare. Convertirea autentică, dar vă rog să notați asta undeva, convertirea autentică demarează două procese de sanctificare în viața noastră. Care sunt acestea? Să devii asemenea unui copil și devenind asemenea unui copil devii de fapt asemenea lui Iisus Hristos. Și lucrurile acestea am început să le pricep și este extraordinar că Dumnezeu ne-a descoperit și mi-a descoperit adevărurile acestea. Ne dezvoltăm spiritual când începem să devenim ca niște copii. Nu ne mai pasă atât de mult de ceea ce gândesc cei de lângă noi, ci ne pasă cel mai mult de ceea ce gândește Dumnezeu despre noi. Zilele trecute am descoperit un cuvânt nou. Se numește neotenie. Neotenie. No, cuvântul ăsta am început să-l prețuiesc tot mai mult de când l-am înțeles. Neotenie provine din grecescul neos. Nu sunt eu grecolog, dar totuși din când în când mai citesc. Și auziți ce înseamnă neos ăsta? Înseamnă nou, proaspăt, tineresc. Ce este neotenia? Neotenia este păstrarea calităților tinerești de către adulți. Fraților, noi când devenim maturi în Iisus Hristos,
Nu ne mai putem conforma nici vârstei noastre, nu ne mai putem conforma nici rațiunii lumii, nu ne mai putem conforma nici rațiunii noastre, ci noi începem să ne conformăm tot mai mult lui Iisus Hristos. Și neotenie înseamnă că îmi păstrez tinerețea, spiritul tânăr, pentru că, zice Domnul Iisus, dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Amin. Vezi, în această seară ne apropiem acum de botez. Maturitatea spirituală înseamnă la modul foarte serios să nu te mai conformezi cu ceea ce se întâmplă în jurul tău. Și maturitatea spirituală înseamnă să te conformezi lui Iisus Hristos. Maturitatea spirituală înseamnă din când în când să fii dispus să fii considerat ridicol de cei de lângă tine. Știi, dacă în această seară iei hotărârea să te pocăiești, s-ar putea să fii considerat ridicol de cei de lângă tine, de cei din casa ta. Chiar ție să ți se pară penibil. Cum adică eu să mă pocăiesc? Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, ăsta este creștinismul autentic. Să nu mai îmi pese de ceea ce spun oamenii, ci să îmi pese numai și numai de ceea ce spune Dumnezeu. Amin. Vreau să închei cu această întrebare și pe urmă intrăm în apa botezul. Dacă ai muri în momentul acesta aici și acum, dacă ai muri aici și acum, încotro, în sus sau în jos, în cer sau în iad, doar când vei fi dispus să riști să fii considerat ridicol, doar atunci te vei pocăi cu adevărat. Până când ții și te gândești oare ce o să zică cu tare și cu tare despre mine, vei avea o trăire lumească, vei fi ca lumea. Când însă vei fi dispus să trăiești ca Noe, când vei fi dispus să trăiești ca Avram, când vei fi dispus să trăiești ca Sara, abia atunci vei deveni prietenul lui Dumnezeu și Dumnezeu va putea să facă în viața ta fel de fel de miracole la care nu te-ai gândit niciodată. Ai curajul să nu mai fii ca lumea. Ai curajul să te lași ca oamenii să zică că ești penibil, ciudat și ridicol. Dar să fii înțelept înaintea lui Dumnezeu. În Luca 12, unui bărbat i-a rodit Sarina foarte mult și toți oamenii de lângă el spuneau, bă, ce deșteptul este. A ajuns să facă bani din agricultură și fiecare brastă pe care a întors-o a produs $1000 și s-a trezit bogat la sfârșitul acelei toamne. Și tot satul și toată regiunea și toată euroregiunea spuneau ce deștept este ăsta, ce bine a mers, cum știe să facă bani, este cel mai isposit și deștept între noi. Oamenii îl numeau deștept. Dumnezeu s-a zis, nebunule. Abia că sunt dispus să fiu, să risc să devin ridicol pentru cei de lângă mine. Abia atunci Dumnezeu va spune despre mine, bine ai lucrat, rob bun și credincios. Intră în moștenirea stăpânului tău. Amin. Amin. Să ne ridicăm. Doamne Iisuse, Tu ești Dumnezeul vieții. Tu ești Dumnezeul harului. Însă Tu ești Dumnezeul non-conformismului. Și într-o lume care trăiește în păcat, într-o lume care s-a aliniat și trăiește după legea păcatului și a morții, mulțumesc că nouă ne cer să fim gata să devenim ridicoli în ochii lumii, dar înțelepți în ochii Tăi, pocăindu-ne. Te rog acum să mergi de la inimă la inimă. Și pe toți cei ce suntem aici, Doamne, ajută-ne să părem din când în când ridicoli în fața lumii. Dar să părem înțelepți și să fim înțelepți în fața Ta. Doamne, sunt aici copiii de pocăiților care au nevoie de pocăință acum. Sunt aici băieți și fete care au nevoie de mântuirea Ta acum. Sunt aici bărbați și femei care au nevoie să se boteze astăzi. Dă-le harul acesta și deschide-le inima, Doamne. Și dacă ești chemat, intră acolo și fii mântuitor și Domn. Mulțumesc că ești aici și mulțumesc că ești dispus să mântuiești și astăzi dacă noi suntem dispuși să ne umilim și să ne smerim înaintea Ta și să devenim niște non-conformiști. În numele Domnului Iisus, Tatăl, ascultă rugăciunea aceasta. Și așa să rămânem lângă câteva secunde în rugăciune cu toții. Dacă ești dispus să devii ridicol în fața oamenilor și chiar ciudat,
Te chem atunci să-L primești în inima ta pe Iisus Hristos, Mântuitorul tău, acum. Indiferent de ceea ce vă spune colegii, indiferent de ceea ce șoptește rațiunea, te chem să te smerești înaintea Domnului și să spui, Doamne, facă-se voia Ta în viața mea. Și voia lui Dumnezeu pentru tine este pocăință, credință, botez, sfințenie, dragoste și misiune. Și Dumnezeu să-ți ajute la aceasta. Dar vei primi Duhul Sfânt, vei primi nașterea din nou, vei primi ceea ce are Dumnezeu mai bun, vei primi identitatea de copil al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va începe să lucreze în viața ta cu miracolele cele mai mari. Atunci când ești dispus să te supui lui Dumnezeu și să riști să fii considerat de oameni ridicol, o să vei fi considerat de Dumnezeu înțelept. Dacă vrei mântuirea, dacă vrei nașterea din nou, dacă vrei viața veșnică, dacă vrei sfințirea, spune după mine aceste cuvinte într-o simplă rugăciune. Roagă-te în șoaptă, însă, după mine și spune aceste cuvinte, dar cu toată seriozitatea, știind că Dumnezeu te aude, zi așa în șoaptă, tu cu gura ta, dar zi, dacă vrei mântuire prin sângele lui Iisus, zi așa. Doamne Iisuse, fie-ți milă de mine, păcătosul. Cred în Tine și cred că prin sângele Tău mă curățești și pe mine acum de orice păcat. Vino în inima mea, iartă-mă și dă-mi pocăința adevărată. Mulțumesc că ai venit în inima mea. Nu te înțeleg, dar știu că te voi cunoaște. Ajută-mă să te urmez pentru tot restul vieții mele și să fac voia ta, oricare ar fi prețul. Amin. Rămâne-mă rugăciune. Dacă te-ai rugat așa, te rog să ridici o mână sus. Dacă te-ai rugat așa. Amin. Amin. Doamne, peste tot ce și-au ridicat o mână, chemăm numele Tău de Dumnezeu. Binecuvintează-i, crește-i, sfințește-i și folosește-te de ei pentru slava Ta. Ajută-le să aibă curajul să Te urmeze, să se sfințească și să Te iubească cu o inimă fierbinte în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. 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 Vă rog să ocupați-vă.